Vremea va fi caniculară în acest weekend, anunță meteorologii care au emis și o informare în acest sens. Astăzi cerul va fi senin, iar disconfortul termic va crește la orele prânzului. În vest, sud și sud-estul țării, maximele vor atinge și 36 de grade Celsius. În zonele montane sunt prognozate averse torențiale și descărcări electrice spre seară. Noaptea care urmează va fi una tropicală, cu minime de 22 de grade în Oltenia, Muntenia, Banat și Crișana. Cerul se va păstra senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În depresiunile din Transilvania, minima termică va fi de 12 grade, iar spre dimineață va fi ceață. Și ziua de duminică va fi una caniculară cu maxime de 34-36 de grade Celsius în vest și sud. Cerul va fi variabil în vestul țării și senin în rest. Spre seară, instabilitatea atmosferică va cuprinde zonele montane, dar și vestul și sud-vestul țării, unde va ploua torențial, vântul va sufla cu putere și sunt prognozate și descărcări electrice. Noaptea de duminică spre luni va fi una caldă cu minime între 12 și 20 de grade. În capitală, următoarele zile vor fi caniculare, cu disconfort termic ridicat și maxime de până la 34 de grade la umbră. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Nopțile vor fi și ele calde, cu minime între 18 și 21 de grade. Prima zi a săptămânii viitoare aduce tot vreme călduroasă, 33 de grade în termometre și cer mai mult senin. La malul mării, vremea va fi frumoasă și călduroasă în acest weekend. Maximele vor ajunge la 30 de grade, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade. Nopțile vor fi însă tropicale, cu minime de 23 de grade Celsius și vânt moderat. Nici săptămâna care urmează nu va aduce vreme mai răcoroasă. În câmpia de vest și cea română, canicula va persista luni, iar disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei, la munte și în vestul țării, se pot înregistra averse și descărcări electrice. Maximele ating din nou 35 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade Celsius.